Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Dorin Mânzatu! Wow! Wow! Ia uite cu Dorin Mânzatu! Care-mi convine, cu câtă greutate! Wow, wow! Deci nu, nu! Hai să te auzim, Dorine! Bună ziua! Astăzi voi spune prima poezie numită... Stați. Haide, haide, curaj! Am uitat! Am un pic emoții. Nu-i nimica. Eu încă nu-mi dau seama dacă te joci cu noi sau e pe bune. Nu mă joc. Nu ne prindeam niciunul dintre noi că a fost real. El a fost atât de sincer și atât de relaxat, încât parcă nu venea să crezi, mă, copilul ăsta e prea relaxat și prea sincer ca să fie uitat pe bune de unde trebuie să înceapă. Vrei să mai intri o dată? Ești ok? Da, sunt ok. Da? S-a rușinat. Dar vreau să vă spun ceva dinainte. Nu mai știa, încerca să încheie vesta aia, punea mâna pe față, ridica degețelul ăla, că era el cu degețelul ăla tare rău de tot. Senzațional. Dar mă bucur că s-a regrupat relativ repede. Ștefan. Da. Să știi, da, că te-am privit pe internet și îmi place foarte mult de tine. Așa că știi, când mai îmbrum prin casă, ascult muzică și vreau să încerc să dansez ca tine, dar nu-mi iese. Nu-ți iese? Nu-ți iese și îmi place... A, nu-mi iese mie. Spontan. Ai încercat să dansezi ca mine și nu ți-au ieșit mișcările? Da. Ce față are? Nu se poate, deși nu are ce mor. Vrei să-ți arăt? Da. O mișcare de-a mea? Da. Hai, Ștefan, haide! Ia să... Și tu ca Anaïs, te rog. Uite-l pe Ștefan Mărica cum se ridică pe scaune. În primul rând, salut. Îmi plac foarte mult opinciile tale. Aș vrea să-ți arăt o mișcare, dar s-ar putea să nu poți, pentru că ai... Ia făcut vârful așa. Ia vezi. Fii atent aici. Rock and roll cu opinci. E bine. Hai să facem așa. 1, 2, 3, 4. Oh, bine! Wow! Gata, ai furat mișcarea. Ai văzut? Ai văzut? Excepțional. Și acum facem o mișcare. Bine, nici eu nu o știu foarte bine. Am învățat-o acum de la Anaïs. Poți să-mi arăți Loredana o dată? Vreau să fac... Da, da, era așa. Ia. Era... Stai un pic. Du-te, du-te acolo, era... du-te acolo, du-te acolo. Ia. Era genul... Înțelegi? Bine, ea nu se simte bine acum, știi? A avut și o perioadă mai grea în viața ei, nu se simte ieșit? Foarte bine. Nu pe bune, mi-a ieșit ceva? Da. Da, Loredana, ți-a ieșit! Ia mai încerc o dată, Loredana. Mai încerc o dată. Ia, dar fă și tu. Facem toți trei o dată în mișcarea asta? Haideți, haideți, haideți! 1, 2, 3 și... Excepțional, aplauze! Ești mulțumit de ce ți-am arătat? Da. Hai că l-am speriat cu tot. O să mă duc la locul meu acum? Hai. Bine. Let's go. Nu știu ce ai să faci, dar îți urez mult succes. Voi spune poezia Câinele Uvrelui de George Topârceanu. Îmi place Topârceanu, e poetul meu preferat. Într-un an, așa? Cândva într-o vară, nu știu unde e încesat, un uvrei mergând cu marfă, într-o curte a intrat. Aha. Și cum intră el pe poartă, cu bagajul în spinare, hop că-i sare înainte un dulău urât și mare. Ce să fac acum? Se întreabă bietuițic supărat. Dacă strig să vie omul, până să vie m-a mâncat. Dacă plec pe poartă iară, aș pleca eu bucuros. Dar dulăul e în stare să mă puce pe din dos. Nici încolo, nici încoace. Eu mai bine stau pe loc și să le iau cu vorba bună. Chiar așa să am noroc? Măi, grivei, zic zău, ascultă. De când umblă eu pe jos, nu am văzut în toată lumea un cățel așa frumos. Mă mai duc la târgheolasă, ți-o aduce un covrig. Ce folos ai dacă latri, parcă ți se vreun câștig. Măi, grivei, tu ești cu minte, ce ai cu mine de împărțit?
venit. Nu o să stau una la dânsul, plec îndată la haham. Dar dulăul se repede și mai tare. Hom, hom, hom! Stai pe loc, aleea mi-e frică! Ce păcat că n-am o pușcă! Bade, Gheorghe! Bade, Gheorghe, ieși afară că mă mușcă! Bade, Gheorghe, ies în ușă, dă cu o piatră după câine și apoi zice: ține-ți inima, jupâine, nu știi vorba românească? Căci un câine care latră nu te mușcă niciodată. Aha. Știu proverbul, zice Ițic, că-l avem și la uvrei. Știu prea bine, dar e vorba dacă-l știe și grivei. Băi,